Dincă, vă întreb câți dintre procurori au beneficiat de serviciile fetelor? Până la sfârșitul sesiunii parlamentare, am discutat de proiectele pe care urmează să ne angajăm răspunderea guvernului și, de asemenea, am stabilit, să spun, un calendar de discuții privitor la negocierile pe forma finală a proiectelor. Le-ați cerut opinia și despre asumarea răspunderii pentru proiectul de buget? Am discutat subiectul ăsta. Și ce părere au avut? Urmează să continue discuțiile. Înțelegem că unele grupuri pe care astăzi Senatul a dat undă verde, vorbim despre pensionarea anticipată a magistraților și completurile de 3 judecători. Ce faceți cu aceste legi? Vor mai face parte din acest pachet legislativ? Asta e, deci, în cadrul unei ordonanțe de urgență care a fost dată de domnul Tudorel Toader când s-a întors de la Comisia de la Veneția, în cursul dezbaterii și aprobării legii de aprobare a ordonanței, s-au introdus aceste amendamente care prorogă termenul. Noi am convocat ședință de guvern mâine la ora 10, când expiră termenul în care parlamentarii pot să depună amendamente la cele trei proiecte de lege. Evident, vom lua act de acest vot la Senat și vom decide în consecință. Ce înseamnă consecință? Așteptăm să vedem și amendamente. Nu vă pot da răspunsul la întrebare până nu ne parvin amendamentele care sunt depuse de parlamentari. Întrebam dacă de principiu renunțați la cei e posibil, de exemplu, să nu mai includem în proiectul care vizează legile justiției decât acea prorogare de termen care vizează creșterea vechimii de la 2 ani la 4 ani de zile. Ministru. E posibil, în schimb, să primim alte amendamente care pot să ducă la abrogare. Și atunci vom discuta. Sau prorogarea termenului pe o perioadă mai lungă. Nu pot să anticipez eu acum care vor fi amendamentele formulate de parlamentari. Ce faceți dacă vine un amendament legat de desființarea secției speciale? Nu face obiectul acestei angajări de răspundere. Referitor la asumarea răspunderii pentru proiectul de buget pe anul 2020, în discuția pe care ați avut-o cu liderii parlamentare, au fost opinii foarte împotriva unei astfel de variante? Foarte mult acest subiect. Când vom lua o decizie, o vom anunța public. Recunosc că evaluăm și posibilitatea în cazul în care timingul și modul în care se derulează dezbaterile parlamentare, în cazul în care există un risc major să nu fie adoptat bugetul până la data de 31 decembrie, există și această posibilitate. Dacă vom lua o decizie, o vom face publică. Astăzi a fost la fel de aceste discuții puțin timp, ce-ai drept, și domnul Ponta, ne puteți spune cum rămâne cu problema alegerii primarilor în două tururi? Înțeleg că el a venit mai cu condiții decât... Nu a fost condiții. Domnul Ponta a spus că sprijină atât modificarea legii care vizează alegerea primarilor, și anume susține alegerea primarilor cu 50% plus unul dintre votanți, adică în două tururi, și de asemenea susține și proiectul de lege de alegerea președinților de consilii județene de către consilierii județeni, mai precis abrogarea ordonanței 40. Și sprijină și proiectul de buget pe care ați venit? Sigur, și aici a fost abordată, încă nu am ajuns la o concluzie fermă, dar urmează să continuăm discuția. Sunt singurii, în momentul de față, pro-România, sunt singurii care nu au specificat clar dacă vor susține sau nu acest proiect de buget. Știm clar că PSD nu, dar dacă dânsi ar veni de partea voastră, atunci ați avea o majoritate confortabilă, tocmai și pentru dezbaterea acestui proiect, nu doar angajarea. Urmează să vedem poziționările fiecarei formațiuni. Obiectivul nostru este să ajungem la o formă a bugetului, astfel încât să putem să purtăm discuții, în primul rând, cu partenerii noștri, alături de care am reușit să asigurăm succesul moțiunii de cenzură și care au contribuit decisiv la învestirea guvernului pe care îl conduc, dar vom discuta și cu alți parlamentari pentru a încerca să obținem sprijin pentru proiectul de buget. Când vom avea primul lectură,
Scuze-mă, vreau să puneți bine. Cum ne vom avea o primă lectură în guvern pe proiectul de buget? E posibil să convoc ședință de guvern vineri. În cazul în care voi convoca ședința de guvern vineri, vom avea cel mai probabil prima lectură a bugetului în guvern. Dincolo de acest... Evident, proiectul de buget trebuie dezbătut și cu partenerii sociali. De asemenea, am discutat și de angajarea răspunderii pe modificarea, abrogarea cele mai mari părți din ordonanța 114 și aici o să avem o discuție cu specialiștii fiecarei formațiuni politice pentru a ajunge la o formă pe care să o putem prezenta Parlamentului. Asta urma să întreb, dincolo de pachetul pe justiție și ce ați anunțat cu plafoanele, că vă asumați răspunderea mâine, dincolo de posibilitatea că să vă asumați răspunderea și pe buget, acum ordonanța 114, ce alte legi, proiecte de lege ar urma să intre în, sub aceeași umbrelă de angajare a răspunderii? Astea sunt. Deci, în afară de 114 care ar urma să fie... Păi cum în afară? Sunt proiecte de lege foarte importante. Legea plafoanelor. Și altele? Legea, deocamdată nu. Dar când... Haideți să vă spun, eu prefer angajarea răspunderii emiterii de ordonanță de urgență. Angajarea răspunderii este net superioară din punct de vedere al standardelor democratice. De ce? Pentru că permite, pe de o parte, ca parlamentarii, grupurile parlamentare, formațiunile politice să depună amendamente. Noi suntem deschiși să adoptăm amendamente benefice la proiectele de lege pe care le înaintăm. De asemenea, există posibilitatea declanșării controlului constituțional prealabil, posibilitate care nu există în cazul ordonanțelor de urgență. De asemenea, dacă există un partid politic care nu-i convine proiectul de act normativ, are posibilitatea să determine respingerea proiectului de act normativ prin depunerea unei moțiuni de cenzură, iar în cazul în care moțiunea de cenzură trece, proiectul de act normativ este respins, evident că sunt și guvernul. Poate fi la legea primarilor în două tururi de scrutin, rămâne aceeași variantă de asumare?